Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, un prieten drag, Cătălin Stanciu, psiholog, scriitor și, de asemenea, redactor șef al revistei Psihe. Și vorbim astăzi despre Gabor Mate și mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Cătălin a citit această carte, de fapt a citit toate cărțile apărutele lui Gabor Mate și bineînțeles că ne-a ajutat și cu recenzii la aceste cărți, recenzii publicate în revista menționată puțin mai devreme și a ales ca temă din cartea Mitul Normalității a lui Gabor Mate, capitolul 7 intitulat O tensiune traumatică, atașament versus autenticitate. Care-i treaba la Gabor Mate cu atașamentul și cu autenticitatea? Pentru că scrie el aici, mulți dintre noi au auzit de astfel de sentimente, noțiunea de a găsi aurul în mijlocul unei catastrofe nu este deloc necunoscută și nici limitată la sfera crizelor din domeniul sănătății. Dar ideea că anumite trăsături ale personalității noastre pot contribui la declanșarea patologiei este anatema pentru mulți. Servus, Sorine, nu am apucat să te salut. Mă bucur de revedere. Da, mi s-a părut cea mai tentantă temă, deși mitul normalității deschide o groază de uși, o groază de porți, foarte multe teme. Cred că este provocarea pe care eu am resimțit-o cel mai puternic, aceea autenticității versus atașament, când însă e sănătos de menționat faptul că atunci când vorbim de atașament, în mitul normalității, nu vorbim de atașamente sau ca la Bowen, ci vorbim mai degrabă de afecțiunea condiționată a celorlalți sau a persoanelor de îngrijire. Punctul central era sau este acela a găsirii propriei identități și a propriei voci. Într-o oarecare măsură, autenticitatea egal la mate cu propria identitate. Ce mi s-a părut extrem de important este că avem de-a face cu două nevoi. Nevoia de sine, atunci când vorbim de autenticitate, și nevoia de ceilalți, atunci când vorbim de atașament. Pentru că, la urma urmei, suntem ființe sociale și nu trăim singuri. Și, într-o bună măsură, pentru o bună și sănătoasă conviețuire, este nevoie să găsim o cale de apropiere și de înțelegere și cu ceilalți. Însă, asta ne însemnând să ne îndepărtăm de ceea ce suntem în esența noastră. Sunt întru totul de acord, spune Gabor Mate în acest capitol, că nimeni niciodată nu ar trebui să fie făcut să se simtă vinovat pentru orice se întâmplă cu sau în corpul său, indiferent dacă această vinovăție provine de la sine sau este impusă din exterior. Așa cum am afirmat mai devreme, scrie Gabor Mate, vina este nepotrivită, nemeritată și crudă și este de asemenea neștiințifică. Dar trebuie să avem grijă să nu cădem într-o ușoară eroare. A afirma că trăsăturile personalității contribuie la apariția bolii și, mai general, a percepe conexiuni între trăsături, emoții, istorii de dezvoltare și boală, nu înseamnă a da vina pe cineva. Aici este tema centrală a lui Mate, cam în toate cărțile lui am găsit asta. Marea lui grijă față de pacienți, față de clienți, de a nu se simți vinovați. Da, prin epigeneză și prin neuroștiință, prin psihologia umanistă, nu suntem absolviți de responsabilitate. Însă, a fi responsabil de ceea ce se întâmplă în viața ta sau cu viața ta nu înseamnă automat că te faci vinovat. Cred că în minți împrăștiate vorbea foarte mult Mate de vină, că este suficientă câtă vină și presiune a fost pusă pe părinți pentru a se mai simți și vinovați de contextul care a dus la dezvoltarea ADHD-ului sau a unor dependențe în dezvoltarea personalității copiilor. Pentru că vorbeai despre aminti despre dependențe. Care este
legătura, să spunem, n-aș numi-o neapărat relație, care este legătura dintre traumele din copilărie, dependențe și, iată, momentul, să spunem, declanșării unei boli. Pentru că e clar că aici vorbim despre un cerc vicios. Traumele din copilărie duc la dependențe pentru că vrem să umplem un anumit gol, un vid emoțional și atunci ajungem la, eu știu, ori la mâncatul compulsiv, la mâncatul emoțional, cum s-a întâmplat cu foarte multă lume, mai ales în perioada pandemiei, nu știu, să zic, consumul de alcool, de tutun sau cum vorbește Gabor Mate în cartea Pe tărâmul fantomelor Înfometate și reia acest subiect și în Mitul Normalității despre consumul de substanțe. Uite aici, în mitul normalității aruncă în discuție un alt subiect extrem de important, nu știu cât de pregătit sau de cât de pregătită este societatea românească și societatea științifică de a primi experiențele vindecătoare prin intermediul psihedelicelor. Dar evident că face foarte clar separarea între dependențele de anumite droguri și de substanțele nocive și folosirea sub ghidaj a psihedelicelor. Cred că dependența intră atunci când status quo-ul sănătății noastre emoționale și mentale este puțin zdrucinat. Sunt evenimente în viață care, evident, au tendința să te scoată de pe traseul firesc. De ce unora li se întâmplă? De ce altora nu li se întâmplă? Este tocmai fondul moștenit, ereditar, întâlnit, văzut, servit la pachet, fără voie de către părinții noștri, de către persoanele de îngrijire, de către mediul nostru. Iar atunci când această moștenire se suprapune cu un teren fertil al prezentului, ne trezim în boală, ne trezim în dependențe. În cazul de față, dependența egal boală. Și la asta face referire Gabor Mate. Nu se neagă cartea aceasta, Mitul Normalității, prin referirea la capitolele finale, la folosirea ghidată a unor substanțe psihedelice, nu neagă teoriile lui de dinainte în care spune clar că dependența este nocivă. Nu înseamnă că un consum de droguri este sănătos și este de dorit. Nu cumva să se înțeleagă lucrul ăsta, pentru că este capcana care ar putea să fie întâlnită în mitul normalității. Ai putea să spui ce l-a determinat pe omul ăsta ca până la 75 de ani să spună nu cunosc absolut nimic de spiritualitate și de mijlocirea prin psihedelice și apoi de la 75 la 78 cât are acum când a scris această carte să aibă o perspectivă care ar putea ușor să schimbe lucrurile. Este un subiect cel puțin riscant. În capitolul 31, apropo de ce spuneai tu puțin mai devreme, Iisus în tipi psihedelice și vindecare scrie la un moment dat: de-a lungul anilor am devenit expert în această muncă de facilitare, ajutând oamenii să-și depășească stările de depresie și dependențele, mai ales comportamentele adictive, și să se vindece de anumite afecțiuni fizice. Indiferent de motiv, atunci când alții trec prin portalul Ayahuasca, sunt extrem de atent la natura piedicilor și la nuanțele descoperirilor lor, fiind capabil să-i ghidez în mod intuitiv în timp ce își aduc noile informații din proaspăta inițiere înapoi în planul obișnuit de conștiință. Sunt inspirat și profund mișcat de transformările la care eu sunt martor cu regularitate, transformări care se extind în mod binefăcător în viețile oamenilor cu mult peste perioada de retragere de o săptămână în cazul unui retreat. Asta ziceam.
poate fi înțeles greșit. Dar cred că, la fel cum Jung spunea, că dacă se folosește de o metodă alternativă și care poate fi de folos, de ce nu? Cred că aceasta este perspectiva pe care o aduce Gabor Mate. Deși, din perspectiva mea ca psiholog clinician, îmi reîntăresc perspectiva clinică, nu în detrimentul psihoterapiei. Cred că avem în noi toate resursele pentru a ajunge, fără niciun fel de adjuvant sau fără mediator, la soluții și la stări de conștiință, conștiență sau de extraconștiință. Evident, la urma urmei, psihoterapia este o cale mediată spre vindecare, la fel cum sunt și celelalte căi. La urmă urmei, am mai susținut, cred că și data trecută când am vorbit, nu cred că psihologia este singura cale spre vindecare. Este una dintre căi, eu cred în ea și o promovez pentru că am simțit-o pe propria piele și o văd în viețile celor cu care lucrez. Văd schimbarea și sursa de vindecare. Și nu mă feresc folosind cuvântul vindecare. Mitul normalității, aș spune o carte, și am mai spus, o carte fenomen, o carte manifest, probabil cea mai cerută, cea mai dorită, cea mai vândută carte a sfârșitului de an, a anului trecut. Și bineînțeles că tu fiind brașovean, cititorii din Brașov au putut-o găsi la Libris. De altfel, unde și prietena noastră Petronela Rotar a făcut evenimente, da? pe Gabor Mate, pe mitul normalității, mai ales că ea are și acea formare în Compassionate Inquiry. Cui se adresează această carte și cui ai recomanda-o? Atât din perspectiva de, să spunem, atât din perspectiva ta de psiholog clinician, de psihoterapeut, dar iată și de scriitor și de redactor șef al unei reviste de cultură. Dacă pe celelalte cărți am avut ușoare rezerve în a le recomanda publicului larg, adică chiar dacă este o carte în care metoda științifică este bine pusă la punct, poate mai mult decât cea legată de dependență și cea despre ADHD, dar este făcută într-un mod atât de cald, de direct, într-un limbaj simplu, nesofisticat, chiar dacă se face referire la neuroștiință și cam orice legat de neuroștiință presupune și anumite cunoștințe despre medicină, sau de medicină, nu despre medicină, cred că este dedicată în egală măsură publicului larg și specialiștilor. Specialiștilor pentru că sunt două metode bine structurate în ceea ce privește explicarea traumei și pașii de final, în anularea convingerilor autolimitative. Foarte important cei 5 pași care sunt explicați simplu. Evident că eu merg totuși pe calea medierii. Cred că este nevoie și de un psihoterapeut pentru a parcurge o cale spre vindecare. Este mult mai ușor după ce ai trecut printr-un proces terapeutic să citești și să-ți apropii cărți de dezvoltare personală pentru că ai cunoscut conceptele pe propria piele, pe propria schimbare. Însă, cred că este o carte, am sentimentul că este cartea lui Mate dedicată în egală măsură specialiștilor, dar și cititorilor
cititorilor care nu fac parte din domeniul sănătății mentale și care nu lucrează în acest domeniu. O carte care ar putea să schimbe multe paradigme și care, evident, va crea multe controverse. Și o carte care e util și e bine să-și găsească loc în biblioteca fiecărui cititor, pasionat de, aș spune eu, de propria autocunoaștere și propria creștere și dezvoltare personală. Așadar, dragii noștri, Gabor Mate, în colaborare cu fiul său, Daniel Mate, Mitul Normalității, Trauma, Boala și Vindecarea într-o cultură toxică, cartea despre care am vorbit alături de Cătălin Stanciu, psiholog, psihoterapeut, scriitor, căruia îi mulțumim foarte mult și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La bună revedere!